Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Spiritul sărbătorilor și magia de a fi mai bun din această perioadă începe să se aprindă în rândul multor vedete din showbizul românesc. De data aceasta a venit rândul Alinei Eremia să devină ajutorul lui Moș Crăciun pentru câțiva copii din satul Unirea din Călăraș. Artista a mers împreună cu o fundație ce are la bază ajutorul copiilor la o școală și le-a făcut o surpriză celor mici. Copiii au fost foarte fericiți să o vadă pe cântăreață, i-au sărit în brațe. Iar împreună s-au distrat de minune dansând și cântând. Bucuria de a ajuta și de a face alți oameni fericiți se putea citi pe fața vedetei care nu s-a oprit din zâmbit nici măcar o secundă. Astăzi am ajuns împreună cu cei de la World Vision în satul Unirea din Călăraș. Pentru mulți, realitatea nu e deloc polisată, iar Moș Crăciun e o legendă frumoasă. Dar Moș Crăciun există în fiecare din noi și mă bucur că, prin astfel de inițiative de aplaudat, fiecare din noi se poate deghiza în Moș Crăciun și poate să aducă zâmbete. Nu este nimic mai prețios decât dragostea și sprijinul, și credeți-mă că, din puținul pe care l-a servit viața, aveau foarte multă iubire de împărțit, a scris artista pe rețelele de socializare. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.